Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea, ca să putem fi înfiați în familia lui Dumnezeu, să putem deveni copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să îl trimită pe Domnul nostru Iisus ca să distrugă legea, să o împlinească, să ne răscumpere pe noi, pe noi, cei aflați sub lege, în vechiul legământ, sub lege, în vechiul legământ. Domnul nostru Iisus este noul legământ, noul testament. El a înfăptuit noul legământ, noul testament. El ne răscumpără. El, doar prin credința în El. Doar așa putem fi înfiați în familia lui Dumnezeu. Doar așa ne putem numi copiii lui Dumnezeu. Altfel, suntem copiii diavolului. Dacă îl mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, curățirea, puritatea. Doar așa vei fi socotit drept înaintea lui Dumnezeu. Doar așa, prin credința din inimă. Dumnezeu îți vrea inima, nu tatuaje, El nu se uită la piele, El nu se uită, atenție pentru toți oamenii firești, Dumnezeu nu se uită la trup, Dumnezeu nu se uită la fața omului. Dumnezeu nu se uită la fața omului. Dumnezeu așa își dă seama că tu ești un om bun. Nu că faci fapte și că arăți oamenilor și că pui, te îmbraci într-un anumit fel și să arăți lumii. Nu așa, pentru că tu vrei să demonstrezi oamenilor că ești neprihănit, că ești un om bun. Dar lui Dumnezeu, pentru că oricum tu cu adevărat nu ești un om bun, tu nu vrei să intri aici la inima ta, nu vrei să-i dai inima lui Dumnezeu, nu vrei. Pentru că tu în inima ta nu ești un om bun, tu doar la exterior, tu ești doar un ambalaj frumos, un conținut stricat. Asta e. Asta. Vrei să demonstrezi oamenilor că ești un om bun, nu lui Dumnezeu. Nu înaintea lui Dumnezeu vrei să fii un om bun. Nu. Tu ce faci, faci cu un scop. Ai un scop în toate lucrurile tale. Nu vine nimic din inima ta. Nu vine nimic din inima ta. Tot ceea ce faci, faci cu un scop. Dumnezeu se uită la inimă. Îți vrea inima. Nu faptele. Pentru că oricum n-ai cum cu fapte. Degeaba. Nu avem noi ce să-i dăm lui Dumnezeu. Nu avem ce. Suntem. Toți cei ce cred în Domnul nostru Iisus Hristos devin copii al lui Dumnezeu. Primesc Duhul Sfânt și sunt chemați să trăiască o viață nouă, conform voii lui Dumnezeu, așteptând revenirea lui Hristos, așteptând a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos și viața veșnică în prezența Lui. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Alin cel vechi nu mai există. A murit. Exact cum Domnul nostru Iisus Hristos la cruce a murit și a înviat, la fel și Alin cel vechi a murit și a înviat în Alin cel nou. Alin, copilul diavolului, peste care era mânia lui Dumnezeu, care trebuia să meargă în iad, a murit și-a înviat în Alin copilul lui Dumnezeu, în Alin peste care nu mai este mânia lui Dumnezeu, în Alin care merge în rai. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Am fost răstignit împreună cu Hristos, împreună cu Domnul meu. Dar acum nu mai trăiesc eu, ci Domnul meu Iisus trăiește în mine. Duhul Lui trăiește în mine. Duhul Lui, Duhul Sfânt trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire,
ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou, ci prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, prin spălarea în sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Așa am fost născuți din nou, născuți din al doilea Adam, din al doilea Adam cel neprihănit, perfect drept, nu din primul Adam, păcătos, murdar, născut din nou din al doilea Adam, din Domnul nostru Iisus Hristos. El nu m-a mântuit pe mine, nu m-a salvat pentru faptele mele bune. Nu, pentru că am spus și am clarificat. Nimeni nu este socotit neprihănit prin lege, nimeni prin fapte, nimeni, ci pentru îndurarea Lui, Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Noi nu deținem nimic, nici acest trup, nimic. Noi aici ne pregătim pentru veșnicie. Asta. Asta se întâmplă aici.